Da, am revenit, doamnelor, domnilor, trebuie să le mulțumesc privitorilor noștri, mi-au trimis niște fotografii, nu pot să le arăt acum, dar m-am uitat pe ele cu măririle salariale din anumite primării. Pe această cale vă anunț, de exemplu, un consilier deputat într-o primărie, nici prea prea, nici foarte, foarte, pleacă așa, în salariul lui necăjit, 3500. Păi în privat, ca să iei 3500, trebuie să bași ca ursul, să faci și școală, să muncești cam vreo 10 ore pe zi. Bine, dincolo de asta, trebuie să vorbim despre faptul că tot pe niște posturi de consilier s-au certat ăștia pe la guvern. A venit DNA-ul cu descindere, cu filmări, cu legitimări, direct la Palatul Victoria. Și după aia ce a apărut? A apărut o reacție incredibilă a DNA-ului după descinderile acelea cu Cântec. Procurorii anticorupție au hotărât să sesizeze parchetul după ce ministerul pentru relația cu Parlamentul a oferit detalii despre acțiunea DNA. Ancheta viza o presupusă fraudă la concursul de numire a unui consilier în minister. Măi, trebuie să vă citesc, că nu se poate, pentru că am primit ieri mesaj cu ceea ce s-a întâmplat la, guvern și mi-a scris chiar domnul ministru, mi-a trimis comunicatul de presă. Pot să vi-l citesc, domnilor? Vă rugăm. Da. Oricum, știm că e bine să fie public. Zice domn ministru, în cursul zilei de luni 31 iulie, mai mulți procurori ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA București au efectuat percheziții. În baza unui mandat de percheziție domiciliară emis de către Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală în 4 birouri din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, care are sediul principal în Palatul Victoria. Percheziția s-a desfășurat între orele 15 și 19 și a vizat concursurile pentru mama măsii de telefonie mobilă. Îmi trimit oamenii poze. Așa. Și a vizat concursurile pentru ocuparea funcțiilor de consilier 1 și consilier 2 organizate de către minister în aceea zi. Au fost audiate persoane de la cabinetul ministrului și din minister, respectiv comisia de concurs, au fost făcute fotografii și filmări pe toată perioada perchezițiilor. Dorim ca ancheta să se desfășoare cât mai repede și să aflăm adevărul, astfel încât să știm dacă au fost comise fapte în afara legii. Ne exprimăm pe această cale încrederea în corectitudinea acțiunilor întreprinse de către autoritățile statului, precum și în competența și corectitudinea justiției din România. Ministerul pentru Relația cu Parlamentul este un mesaj pe care l-am primit personal de la domnul Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul. Ok. Întrebarea mea este în felul următor. Acest comunicat de presă, acest mesaj care a fost dat media, este motiv pentru DNA acum să mai sesizeze parchetul general? Ce a spus mă omul ăsta? Dacă vreun cetățean din România, de bună credință, constată din ceea ce dumneavoastră ați citit, și cred că au ascultat fiecare, că există o divulgare a elementelor ce țin de infracționalitate sau cele cercetate de DNA, eu pur și simplu sunt stupefiat. Eu cred că în baza legii transparenții publice avea obligația să comunice tuturor și în primul rând presei ceea ce s-a desfășurat. N-a folosit nume, n-a folosit date, n-a folosit nimic ceea ce ține de cursul anchetei, care în faza asta este secret. Și în primul rând, când vorbim de un secret, n-are acces nici ministrul la faza anchetei. Ce putea să divulge ministrul de acolo? A discutat despre ce s-a căutat? Nu. A spus, s-a filmat, s-au făcut fotografii pe toată perioada. Nu a fost un flagrant ratat a celor de la DNA? Și atunci trebuia să găsească acum, că cam așa apare. Dacă nu a fost un flagrant ratat, înseamnă că a fost o umflare de muști. Părerea mea este că a doua parte este de fapt o reluare a poziției de forță a DNA-ului și din punctul meu de vedere este o acțiune normală. Acum, dacă se încalcă legea sau nu de fiecare dintre aceste părți, o să stabilească instanța de judecată. Dar trebuie să ținem minte. Este aprobată de Curtea de Apel, adică de este în... De casație. Deci este în imperiul legii. De casație, de apel, așa. Problema mie mi se pare mai mult așa. Dar de câți ofițeri de DNA aveai nevoie ca să faci treaba asta? Că dacă s-au dus acolo 50, mi se pare o exagerare. A, doar 14. Nu ai 14. Doar procuror vorbim. Da. Procurori și ofițieri de judiciar. Da. Dacă s-au dus doar 14, mi se pare într-adevăr o măsură de forță. Dacă s-au dus doar 2-3, pentru că discutăm de despre 10 acte, discutăm de niște comisii cu oameni, da? Cât puteau să fie într-o comisie de astfel. Erau 3-4 maxim, da? Atunci este o disproporționalitate între
cei care fac cercetarea și cei care sunt cercetați. Nu a fost vorba de domnul Daniel Gheorghe. Vi s-a părut așa, e o chestie de aia de umfla mușchii pe principiul stenogramelor acela din ședințele dacă... interne DNA, alea care de fapt nu sunt reale, spune exact doamna Chiodeșa. Băi, trebuie să rupem capul la un ministru, da, am spus-o exact, pe românește, exact, sau e un flagrant ratat și acum nu mai știu ăștia ce să facă de la DNA. Și mie mi se pare oarecum ciudat, adică vorbim de guvernul României, indiferent cine este în funcție la Palatul Victoria, este totuși instituția care conduce administrația românească. Ciudat, pentru că pe undeva nu înțeleg de ce a fost nevoie de o așa mare desfășurare de forțe. Adică astea sunt anchete care se pot desfășura mult mai decent și mai într-un ritm mult mai discret decât... decât în acest mod în care le vedem. Nu știu, poate că a fost chiar un flagrant ratat. Este totuși o desfășurare, v-am spus, de forțe mult supradimensionată în raport cu cauza respectivă. Adică da. Mă gândeam dacă era vreun caz de mare luare de mită, o chestiune din aceasta care afecta siguranța națională, subminarea economiei naționale, atunci mă gândeam că era nevoie de asemenea participare. Deci ministerul dă un comunicat de presă, da? Ministerul cu relația cu Parlamentul dă un comunicat de presă în care spune au venit niște unii, nu era un concurs, ăștia au intrat, au fotografiat, au filmat și avem încredere în instituțiile statului, băi, dacă e ceva legal, cătușe, frate, dă-i cu chestii, dar cu nu știu ce. Dar comunicatul de presă la DNA-ul l-ați văzut? Și, păi, aia e, că ăla, comunicatul ăla e Dumnezeu pe pământ din punct de vedere al comunicării în sine. Exact. Dar dincolo de asta, ăștia de la DNA ce zic, băi, stai, ce-am făcut noi atunci? Păi ne-am dus, am făcut, am filmat, așa. Bun. Și ăștia ce tu pe omă, frate, să spune ce-am făcut noi acolo. Ce-am făcut noi acolo. Deci, clar, ingerință în anchetă, puf, sesizare parchetul general, păi, cătușe. Cum vine chestia asta în România? Orice ministru, când ocupă această demnitate, primește un aviz de la structurile foarte importante ale statului care țin de siguranța națională. Tipul de stres și stresul pe care ții un ministru după ce faci formularea și transmiți comunicatul că DNA-ul va înainta un proces sau va face o plângere penală către ministrul care a făcut acest comunicat de presă, care mie mi se pare extrem de transparent și de corect de informare a opiniei publice, este extrem de greu să trăiești în asemenea condiții. Și oricine se poate pune în condiția și în poziția ministrului. Ce a făcut el când de fapt a fost extrem de transparent și corect, dând informația a ceea ce s-a întâmplat în cadrul ministerului lui? Fără să spună, repet, deci nume, pe bune, acum vorbim, haideți să dăm pe românești. Bă, fiecare ministru, dă-vă niște sinecuri de asta, angajează consilieri. Un șofer și un consilier. Acum, stimați procurori de la DNA, dar ce vă faceți că nu știți? Să babardeți concursurile în țara asta, că așa e modelul. Dar să faceți voi flagrant cu 14 procurori la sediul guvernului și să nu găsiți nimic, că n-ai ieșit cu dornăi de cătușe. Și după aceea să te apuci să zici, a, bă, da, ați avut tu pe o să dați la presă un comunicat de presă? Păi presa a întrebat, am sunat eu de 6 ori la ministru, ieri zi bre ceva și mie, ca să știu și eu despre ce e. La DNA nu înțelegem nimic. Na. Nici nu știm unde a fost. Poftim, dar știți ce face DNA-ul mai nou? Nu știți, a? Nu știm, păi dacă lucram deci acolo știam. DNA-ul își trage mașini, domnule. Deci, domnule, a băgat licitație, furnizare, mașini, a câștigat o firmă distribuitoare de mașini de lux în România și DNA-ul s-a gândit că să-și ia între 10 și 20 de mașini cu o valoare de peste 300 de mii de euro, a? Eu ce repet, bucata sau... Nu, a? Cumulat. Eu repet că știți că e bucata, legea aia cu 18.000. Depinde de opțiuni, domnul. Cu 18.000 de euro, dar dacă au dotări speciale vor putea fi majorate. Depinde de opțiuni. Eu revin și spun, ați văzut comunicatul DNA-ului? Ați văzut comunicatul DNA-ului? Da, v-am mai spus de 3 ori că da. Când a făcut deschidere și ați înțeles ceva din el? V-am mai spus de 3 ori că nu. Corect. Și atunci nu era normal când DNA-ul a venit în cea mai importantă instituție publică din România, care conduce economia României și întreaga societate românească în ceea ce privește guvernarea, să vină cineva să spună, dom'le, a venit o echipă de la DNA și a descins aici, a făcut următoarele operațiuni. N-a dat niciun fel de detalii despre anchetă. Bun, am avut răbdare cu dumneavoastră, l-ați apărat destul pe ministrul dumneavoastră. Nu, eu cred că e normal să vorbim în criterii normale, pentru că și dumneavoastră ați spus puțin mai devreme despre acele... Dar de ce nu spuneți că sunteți de acord cu mine când spun că multe posturi de astea sunt aranjate?
pentru că nu am suficiente date. De sine curi, cum spunea domnul Probabil Daniel că dumneavoastră aveți mai multe date decât mine. În ministerul pe care, care am activat, eu pot să spun, nu, și am și curajul să spun nu mi-aduc în cunoștințe sau aminte în care să fi fost o asemenea situație. Deci fiecare vorbește din propria experiență. Eu nu vorbesc acum de ministerul cu pricina, ci am vorbit de o acțiune a DNL-ului. Ce te umflă râsul în toată chestia asta este că ăștia au dat un comunicat de presă, că toată presa a cerut, zine-mă ceva, adică, bă, voi sunteți acuzați, ce s-a întâmplat acolo? Ăștia dau comunicat de presă și ăștia alți fac sesizare la parchetul general, că de ce au dat ăștia comunicat de presă, că au spus că am venit noi cu filmări pe acolo, pe nu știu ce. Adică, nici chiar așa, nu? Nu, da, ca, dar se, nu se cam încalecă instituțiile statului ca prin România ba, de ceva se cam încalecă. Acum cred că ar trebui să existe un respect la adresa guvernului și din partea instituțiilor judiciare. Ca să nu uităm, vă dau un exemplu. Statele Unite, pe care luăm ca model, partenerul nostru strategic. În Statele Unite, ministrul justiției este în același timp și procuror general. În România, de asemenea, există teoretic o subordonare ierarhică în cadrul Ministerului Justiției. Deci ar fi trebuit să existe un anumit grad de decență în relația aceasta între instituția judiciară și guvern. Pe undeva atât DNA-ul, cât și Guvernul României, respectiv Ministerul pentru relația cu Parlamentul, au obligația de a comunica public și a clarifica aceste aspecte. Nu mi se pare nimic grav dacă atât unii cât și ceilalți fac publice o serie de chestiuni care pur și simplu vin să înlăture orice Dar bănuială. Dar cumva, domnul Benț, așa, nu știu, facem și noi supoziții, că suntem în plină vară, toată lumea e în vacanță. Nu cumva, domnule, bă, chestia aia cu stenogramele, cu doamna Chioveși. Doamna Chioveși ar putea juca alături de Bruce Willis în Greu de ucis 16. Ideea. E așa, domnule, n-am mai făcut nimic, n-am mai ieșit cu nimic sfărăitor pe piață și atunci ca să ne ducem la audiență maximă, diseminare maximă în media, unde am putea face noi o descindere călare? Că nu am luat încă mașinile alea noi. Hai să facem la guvern, frate, că acolo e bine. Evident, DNA-ul este instituție care trebuie să transmită respectul și coerciția statului român. Tocmai vreau să vă spun dumneavoastră, mi-ați dat ideea, probabil am fost pe aceeași lungime de undă, când veneam câte dumneavoastră, intru pe știrbei. Întotdeauna pe știrbei văd aglomerație mare, camere de televiziune, peste tot ziariști. Acolo frumos, la acolo, la DNA. Acum când vin liniște și pace, mai rămâne câte o cameră de la vreo televiziune rămasă, așa așteptând ceva. Nu se ceva. Știe niciodată nu ce se știe niciodată ce surprize avem. Opinia mea este că din, cred că în acest moment avem niște frecușuri. Pe de o parte, observăm că ni s-a transmis chiar astăzi că în presă vom avea niște modificări ale legii justiției, ale codului penal și ale codului de procedură. Probabil încercăm să reașezăm un pic, pentru că există o totală diferență între anii 2015-2016, justiție televizată peste tot, care fie vorba între noi totuși de la o acuzație de infracțiune până la o demonstra în fața instanței și domnul judecător, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ să spună da, du-te la carceră pentru că ești vinovat, până atunci există o prezumție de nevinovăție. Ori toate instituțiile de forță ale statului spuneau inculpatul, 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 stai puțin că nu sunt inculpat. Eu sunt doar un cetățean al statului care am cel puțin mai multe drepturi decât acea instituție a statului. Da? Voi acționați într-un cadru reglementat, eu sunt protejat de Constituție. Și acum eu cred un pic că se mai încearcă o reașezare, o probă de forță, o reașezare în fața opiniei publice, evident, a acestor instituții. Unii mai acționează legitim. Din punctul meu de vedere, eu nu văd nimic în regulă ca DNA-ul să se ducă la guvern. Mi se pare disproporționată măsura în care au făcut-o. 14 procurori specializați în până la ce? La o comisie de anchetă. Că i-au prins cu bune, deci nucleare, au cărat jumate din PIB ăla, știi, în gentuță. Da, da, exact. Până la urmă, aici este o vorba de o chestie de analiză a unor documente. Și să nu uităm că în decurs de 6 luni aproape sau 7 luni au făcut 2 descinderi în sensul de a face dosare penale miniștrilor. Niciodată până acum... Păi nu, dar au făcut dosar penal miniștrilor? Asta e întrebarea. Păi s-au făcut, nu, după ordonanța 13. Și s-a îngălit pe vreo unul cu cătușa? Nu, pentru că s-a fi chiar culmea să-i mai plimbăm cu cătușile să constatăm după aia că sunt nevinovați. Dar de ce? Dar să practică în țara asta. Da, asta înseamnă distrugerea imaginii și tot ceea ce a generat un om ca imagine publică. Și asta n-ar fi o chestie penală cumva? Și mai este altceva mult mai grav. Când îi distrugi imaginea unui om nevinovat că l-ai zângănit conform unor prerogative forțate dintr-o lege. Și ăla vine, ce se poate să duce? Doar la CEDO se duce, dar afacerea lui, viața lui, familia lui s-au dus
Toată imaginea în care a investit a fost distrusă. Domnul Gheorghe, într-un minut, în ultimii ani, toate aceste instituții de forță și coerciție, România s-au transformat într-un fel de putere supremă în acest stat. Iar acest lucru mi se pare tot mai clar. Acum au intervenit o serie de modificări care pe undeva par, inclusiv le măsuri luate de președintele Iohannis, pe care le salut, care pe undeva par să îndrepte această situație care se crease. Dar trebuie să existe clar un raport de echilibru și de separare între puterile statului. Și trebuie să înțelegem că această... Parlamentul este prima putere în țară și nu la ora 13... Hai mă că vă dau eu acum, celor de la DNA, subiect de anchetă, ca să știm clar despre ce e vorba. Vă arăt, doamnelor și domnilor, cu probe, cum a dispărut, et așa, 1 milion de euro și cum guvernul Tudose s-a gândit, bă, că schema e bună, hai să o facem din nou. Imediat la 13, vom vorbi și despre ce face tarom sexistul mic, ce e el. Băi, dacă dai un ban, dar stai în față. O să vorbim și despre tarom. Știrile B1 TV imediat cu Gențiana Coman. Ne revedem peste o oră. Toate bune!